Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să fac, probabil că foarte mulți dintre voi faceți șnițel, însă eu îl fac diferit, și anume șnițel pane, un șnițel foarte fraged, gustos și foarte, foarte bun, și ce e mai important, n-o să fie foarte, foarte uleios. Dragii mei, înainte să vă prezint rețeta, vin cu mii de mulțumiri tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, iar cel care n-ați făcut-o, vă rog din suflet să o faceți, nu vă costă nimic. Mulțumesc pentru comentarii și pentru cuvintele frumoase pe care mi le lăsați, iar dacă vă place ce fac, un like nu vă costă absolut nimic, să apăsați butonul de like. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de 1 kg de pulpă de porc, pesmet, sare, piper, 4 ouă și 4 linguri de făină. Ca să ne iasă beșanelul foarte bun, beșanelul e acea compoziție dintre sare, piper, făină și ou, în care vom trece carnea după ce o voi bate. Încep prin a porționa. Nu trebuie să fie foarte groasă, cam aceasta să fie grosimea. Așadar, batem și pe o parte și pe cealaltă carnea pentru a-i da o fragezime. Multă lume bate în celofan. Ei bine, nu o bat în celofan, deoarece de multe ori celofanul își lasă particole în carne. O bat natural, cum am pomenit, din bătrâni. E bine să facem totul natural. Dragii mei, acum că am porționat carnea, am tăiat-o, voi face beșanelul. Peste 4 ouă, la carnea, cantitatea care o am eu, mi este suficient 4 ouă. Trebuie să știm că pentru fiecare ou, ca să avem un beșanel foarte bun, trebuie să avem câte o lingură de făină. Deci aici am 4 linguri de făină și 4 ouă. Adaug făina peste ou. Voi adăuga piperul. Sare, adăugați după gust. După care voi întrebuința blenderul, că voi închide ca să blendurez foarte bine, pentru că nu vreau să rămână cocoloașe în beșanel. Acum voi închide. Dragii mei, consistența cam așa trebuie să fie, nu trebuie să fie prea groasă, nici foarte apătoasă. Așadar, vă voi arăta cum scoatem cel mai fraged și cel mai gustos șnițel pane. Deci am adăugat tigaia pe foc, după care voi pune circa 50 de miligrame de ulei și așteptăm să se încălzească foarte bine, deci trebuie să fie foarte bine încins. Așadar, cât timp se încinge foarte bine, luăm carne. O trecem prin beșanel, ne asigurăm că este și pe o parte și pe cealaltă, după care o dăm prin pesmet. Foarte simplu și foarte, foarte ușor. După care o așezăm în tigaie.
Și vom avea șnițel pane. Deci întâi prim bechamel, după care prim pesmet. După 4 minute pe o parte și 5 pe cealaltă, așa arată, uitați cât de bine arată, foarte, foarte fraged și foarte gustos. Întotdeauna trebuie să ne asigurăm că luăm resturile din ulei, pentru că șnițelele, după cum știți, dacă nu facem în friptură, atunci le vor lăsa. Și continuăm așa până terminăm. Dragii mei, așa cum știți, șnițelele pane merge foarte bine cu piure, însă eu voi face un piure de, diferit, foarte cremos și foarte, foarte consistent. Vă voi arăta după ce fierb cartofii ce trebuie să faceți. Dragii mei, după circa 25 de minute, cartofii au fiert foarte bine. Sarea am pus la fiert în cartofi. Aici avem cașcaval ras pe care îl adăugăm atunci când cartofii sunt calzi. Iar aici avem unt vegetal. Adaug circa 50 de grame. După care voi blendura și voi închide videoclipul pentru a nu vă bruia cu zgomotul. Dragii mei, așa arată piureul. Uitați cât de bine arată. Este cremos și se întinde un pic pentru că avem cașcaval înăuntru. Este un piure foarte, foarte delicios. Încercați-l și voi. Sau cei care deja îl faceți, lăsați-mi în comentarii. Eu cam asta am vrut să vă prezint astăzi. Șnițel cu piure și cașcaval. Așa arată. Vă doresc o zi binecuvântată. Ne auzim la un nou videoclip.